Bine ați venit! În clipul de astăzi vom discuta despre volumul cubului și volumul paralelipipedului dreptunghic, dar și despre mări. Mările sunt întinderi de apă stătătoare, adânci și sărate, care, de obicei, se unesc cu oceanul printr-o strâmtoare. Marea Neagră este situată în sud-estul României, între Europa și Asia, fiind o mare semi-închisă de tip intercontinental. Comunică cu Marea Marmara prin strâmtoarea Bosfor și cu Marea Azov prin strâmtoarea Kerci. Țărmurile mării negre sunt puțin crestate, cu puține peninsule, capuri, golfuri, insule. Peninsula Crimea, capul Midia, capul Caliacra, golful Odessa, insula Sacalin și insula Șerpilor. Temperatura apei variază la suprafață în funcție de anotimp. Se pot înregistra 22 de grade Celsius vara, iar iarna pot fi și temperaturi de îngheț. În iernile foarte geroase, suprafața mării la Țărm poate să înghețe. În adâncime, temperatura apei este constantă, cam 8-9 grade Celsius. În Marea Neagră există diferite specii de alge, roșii, brune și verzi foarte importante în ecosistemul acesteia, datorită procesului de fotosinteză și pentru că furnizează hrană și adăpost unor specii de pești. Fauna mării negre este reprezentată de meduze, pești și mamifere. Pe țărm trăiesc specii de păsări, cum ar fi pescărușul. Haideți să rezolvăm acum o problemă. O cutie în formă de cub cu latura de 6 decimetri este umplută cu apă din Marea Neagră de către un elev aflat în tabără. Un alt coleg toarnă toată apa într-un vas în formă de paralelipiped dreptunghic, cu lățimea de 6 decimetri, lungimea de 12 decimetri și înălțimea de 8 decimetri. Determinați înălțimea apei din vas. Haideți să vedem mai întâi câtă apă avem în vas. Noi știm că la început avem un cub cu latura de 6 decimetri plin cu apă. Așa că volumul de apă va fi egal cu volumul cubului. Iar pentru asta vă reamintesc că volumul cubului este egal cu lungimea laturii la puterea a treia, așa că vom avea 6 la puterea a treia, care înseamnă 6 ori 6 ori 6, și vom avea 36 ori 6, asta înseamnă că volumul de apă este egal cu 216 decimetri cubi. Și acum mergem și răsturnăm toată apa într-un vas în formă de paralelipiped dreptunghic. Pentru asta vă reamintesc că formula volumului paralelipipedului dreptunghic este lungime ori lățime ori înălțime. Însă, în momentul în care eu torn apa mea în vasul în formă de paralelipiped dreptunghic, apa ia aceeași formă. Și atunci, haideți să exprimăm volumul de apă și în funcție de volumul paralelipipedului dreptunghic pentru a afla înălțimea apei. Și atunci vom avea că volumul apei este egal cu lungimea ori lățimea vasului, ori înălțimea la care se ridică, practic înălțimea apei din vas. Și atunci vom avea, volumul apei îl cunoaștem, este de 216 decimetri cubi, lungimea vasului este de 12 decimetri, lățimea este de 6 decimetri și rămâne să aflăm înălțimea apei. Haideți să efectuăm această înmulțire și vom avea 216 egal cu 72 ori înălțimea apei și atunci îl ducem pe 72 prin împărțire și obținem că înălțimea apei va fi egală cu 216 împărțit la 72 și atunci înălțimea apei va fi de 3 decimetri. Haideți să mergem la următoarea problemă. Un acvariu are forma unui paralelipiped dreptunghic cu lățimea de 20 de cm, lungimea de 5 decimetri și înălțimea de 500 de mm. Acvariul este umplut cu apă până la jumătatea capacității maxime. Știind că un litru de apă ocupă un volum de 1 decimetru cub, determinați câți litri de apă sunt în acvariu. Haideți să scriem datele. Lățimea este de 20 de centimetri, Lungimea este de 5 decimetri și înălțimea este de 500 de milimetri. Și trebuie să vedem câți litri de apă avem în acvariu, așadar avem de aflat volumul apei. Pentru asta, haideți să vedem. Noi știm o informație extrem de importantă și anume că un litru de apă ocupă un decimetru cub. De aceea ar fi ideal să lucrăm în decimetri. Și atunci, pentru a transforma centimetri în decimetri, trebuie să împărțim la 10, de aceea lățimea va fi 20 împărțit la 10, adică 2 decimetri. Iar pentru a transforma din milimetri în decimetri, vom împărți la 100 și atunci înălțimea este de 5 decimetri. Și haideți să vedem cum aflăm volumul de apă. Noi știm că acvariul este umplut cu apă doar până la jumătatea capacității maxime. Asta înseamnă că înălțimea apei va fi jumătate din înălțimea acvariului, așa că vom avea 5 împărțit la 2 și astfel obținem că înălțimea apei este de 2,5 decimetri. Și acum, haideți să aflăm volumul apei. Pentru că apa se află într-un acvariu cu forma unui paralelipiped dreptunghic, vom folosi formula de la volumul său, și anume lungime ori lățime ori înălțime. Lungimea știm că este de 5 decimetri, lățimea de 2 cm, iar înălțimea apei este de 2,5 decimetri. Haideți să efectuăm această înmulțire. Și vom avea 5 ori, 2,5 ori 2 înseamnă 2,5 plus 2,5, adică 5. De aceea, obținem că volumul apei este de 25 de decimetri cubi. Și pentru că un litru de apă ocupă un volum de 1 decimetru cub, cei 25 de decimetri cubi vor însemna 25 de litri. În concluzie, în acvariu avem 25 de litri de apă. Și în final, știați că cel din tâi cazino al Constanței a fost construit în anul 1880, se numea Cursal și era construit din lemn. Un an mai târziu a fost demolat și s-a construit casin pe locul actualului Agvariu. Cel de-al treilea și noul cazino al Constanței a fost ridicat începând cu anul 1909 e momentul să încerci și tu să aplici ce am învățat astăzi. Un vas are forma unui paralelipiped dreptunghic cu lățimea de 20 de cm, lungimea de 3 cm și înălțimea de 0,5 metri. Determinați câți litri de apă în cap în vas. Sper că a fost util clipul de astăzi și vă doresc mult spor la învățat în continuare.